este o zi foarte importantă pentru Paul Georgescu, cel mai bun notator român în ape deschise, pentru că astăzi va nota o milă în apă înghețată. Acest lucru reprezintă criteriul de calificare în campionatul mondial de not în ape înghețate, care va avea loc în Rusia în luna martie. Pentru că asta își dorește Paul, un nou record pentru România. Acum 2 ani de zile am auzit de acest nou sport, această nouă competiție de not în ape înghețate. Și chiar am postat pe Facebook, oare o viitoare provocare? Și eu când postez pe Facebook înseamnă că aproape sigur e o viitoare provocare. După care l-am întâlnit pe Ger Kennedy, este un foarte bun prieten și mulțumesc că a venit să-mi recunoască această milă înghețată, prima oară făcută de un român. I said, Paul, why don't you do a nice swim in here? You become the first Romanian ice swimmer. And he goes, oh, yes, I would like that. And I said, well, we do this together. I will help you and give you information, and I'll be official for your record swim. And he trained, and 15 months later, here I am, back. Ai emoții pentru tati? No. Cum crezi că o să nuate? Cred că vom nuta rapid. Good luck, Paul! A fost Paul ca și elev? Disciplinat perfect. El a avut deja experiență înotând perioade lungi de timp în diverse oceane și adaptarea a fost foarte rapidă. Această cursă n-a fost despre notă, a fost despre puterea minții. Această experiență ne va învăța pe toți să învățăm câte ceva despre acest sport cu totul nou în România. Cred că n-aveți idee ce înseamnă să stați 2 minute în apă cu viață, dar aminte de 22 și să notați. Este o performanță practic incredibilă. Paul mai are de oferit emoții echipei lui, apropo de Ocean Seven. Cum știu eu pe Paul, un ambițios și un zăpăcit. E pasiunea lui, e ceea ce îi place și ceea ce iubește și dacă asta face fericit, ne face și pe noi fericiți. Ce ai simțit în momentul în care era în apă și nota? Mă rugam. Deci asta fac de fiecare dată, că i-am și spus, fără Dumnezeu nu facem nimic.